Culoare, multă culoare, muzică și voie bună. Asta ne aduce Dana Marchitan în platoul Vorbelor Bune și să vedeți că nici voi nu veți sta pe loc. Dana, ia să te vedem, draga noastră! Bună dimineața! Salut! Unde e bătuta lui Dana? Cum bate Dana? La mine e întotdeauna dimineață, știi? În sufletul meu este întotdeauna, știi? De asta vreau să spun bună, bună, draga mea! Și... Bună, draga mea, cum te simți? Eu cum mă simt tare bine! Și eu mă simt foarte bine! Și foarte frumos! Te-ai împletit singură? Nu, desigur. Eu și împletitul, nu. Eu cu coafurile nu sunt la pertu. Deci coafurile, asta e cel mai complicat ce există în viață. Mai complicat decât să naști. Ei, deci eu nu pot să-mi fac coafure. Asta pot să recunosc și de asta am zis că să-mi fac și eu ceva frumos, pentru că vin la tine. Ei, da. Hai, până ajungem noi la videoclip, că este unul colorat, da, nebun chiar pe alocuri, da, și mă bucur foarte mult pentru nebunia. Că tu ești așa. Nebuneașcă. Știi cum, eu dacă o să fiu prea așa, cumva rezervată, corectă. Prea corectă. Da, parcă îmi pare că lumea nu o să mă citească așa cum trebuie. Că lumea de la mine cred că se așteaptă la ceva așa, mai inedit, mai nebunesc, mai neașteptat. Cu o rață, unul îmi spune, un cunoscut de-al meu îmi spune, măi, ai atâta, că și spune ca lumea despre tine, că așa e care cu rața. Eu spun că de ce nu, și ce spună. Și ce dacă, las că așa o să țină mai bine minte cine e Dana. Da. Dana, unde ai fost la mare, la soare? Am fost de două ori în această perioadă rece a anului. Odată mi-am dus fiul în Egipt și după aia am mers și eu cu prietenii. Și așa, uite, știi cum universul îți dă aia ce îți dorești tu. Și dacă, de exemplu, eu am spus că eu vreau să am o companie dată viitoare, dar nu m-am gândit ca așa de repede. Și iată, am avut niște oferte din alea fierbinți și o companie bună și tamana am spus că se îndeplinește. Așa, înseamnă că prima dată ai fost mama cea bună care a avut grijă de fiul, da? Și după asta mama cea nebună. Eu sunt, întotdeauna găsesc, știi, acea armonie pentru mine și pentru familia mea. Și tocmai de asta zic că e bine atunci când faci față lucrurilor așa cum să fii tu împăcat cu tine însuți. Așa, am văzut pozele, dar cineva lipsește din pozele alea. Nu lipsește, lipsește fiul meu. De obicei mai veneai cu cineva de canapeaua noastră. Oi, dar pe acum vedeți că proiectul e de cu rața. Și de asta rața e mută. Și de asta, de data asta am venit cu alt proiect. Așa. E în regulă la voi pentru că se zvonește în târg că ați fi separat. Da, se zvonește și e adevărat. E adevărat, v-ați separat. Da. E o decizie pe care ați luat-o ambii, da, tot amiabil, tot e în regulă. Frumos, nu te văd plângând, nu te văd cu cicatrici pe nicăieri, da? Eu mă bucur foarte mult pentru tine. Dacă ești bine și îmi dau seama că ești bine pentru că ai avut inspirație să faci ce ai făcut acum, da? Absolut. Întotdeauna am inspirație și găsesc lucruri care să mă inspire și care să mă facă să înfloresc. Și tocmai de asta zic că trebuie să fim activi, să dăruim publicului ceea ce ne face pe noi și pe ei fericiți. Adică pentru mine, în cazul meu personal este și profesional, este bună dispoziție, pozitivism și eu cred că asta e misiunea mea pe pământ, atunci când pot să bucur pe cineva cu felul meu de a fi, dar eu pentru asta am nevoie să întotdeauna să înfloresc. Așa, ai înflorit în multă culoare în videoclip. Un videoclip care o să facă așa, ce? Cum? Ați văzut-o cât de colorată e? Ați văzut-o ce și-a mai pus în cap? Cu ce a fost cel mai greu pe cap? Cu chiloți. Aia roz sunt chiloți, așa, adică n-am mai spus-o nicăieri, fiindcă mi s-a spus că mai bine nu trebuie să spui așa ceva, că nu-i tare solid. Dar dacă suntem așa la tine, la emisiune, zic că aia roz, da, mi-au adus stiliștii, noi nouți, frumos, fărbărâca aia rozăvă, este din legerie intimă. De la niște chiloței, minunat! Chiloții. Deci... Da.
și cu rața și cu păpșoi în cap și da, cu chiloții am râs foarte mult, deci, că mi-a spus că aici ceva trebuie așa, că eu aveam o coadă împletită. Așa. Deci, practic, în videoclipul acesta s-a pus baza pe imagine. Am avut un hair și make-up styler acolo la mine în platou, care a făcut diferite schimbări și s-a chinuit să-mi pună în cap știuleții. Asta a fost foarte, foarte greu. A spus că dacă eu pot să pun în cap așa ceva, eu pot tot să fac. Și de asta chiar îi mulțumesc pe calea voastră. E Caterina, că e tare, tare talentată. Chitrușca. Da, Chitrușca. Așa, da. O cunoaștem. Lumea da. Este tare, tare mică. Noi vrem în aceste momente să admirăm videoclipul, să o admirăm pe femeia asta, cum bate tare din picior, că e o bătută. Da? Da. Bătuta mea, Aludana. Bătuta mea. Am numit-o eu așa, zic. E ca așa, au vrut ea să boteze după numele ei, știi lumea că asta e bătuta Ludana. Da, cum este, știi, sârba lui Valiucu, așa să fie și bătuta Ludana. Hai, bătuta Ludana, să o admirăm pe Dana Marchitan într-o postură cu totul diferită. Dacă ați crezut că femeia asta este așa cumincioară și... Nu, femeia asta e nebună de bună. Vedem videoclipul și ascultăm și melodia în aceste momente împreună cu voi cei de acasă. Frunză verde, bob de linte, dili dili da. Și-o bătut ca înainte, dili dili da. Joacă bani, nu te faci, dili dili da. Ori nu joci și nici plași, dili dili da. Frunză verde de bujor, dili dili da. Dili di dili la, frunze verde de bujor, dili di dili la, nuntă veselă cu spor, dili di dili la. Șanță verde de trifoi, la bătute amândoi măi, încă o dată trei bătăi și înainte bani, hei! Să nu